În cadrul proiectului Parteneriate pentru Bună Guvernare și Liderismul Femeilor avem un ciclu de activități care pun în discuție publică subiecte ce țin de dezvoltarea de noi oportunități de afirmare a femeilor pe diferite domenii. Am analizat care este situația pe domeniul diferenței salariale pentru aceeași muncă făcută de femei și bărbați și cum aceasta se răsfrânge asupra calculării pensii când femeile ajung la o vârstă de pensionare. Am analizat provocările cu care se confruntă femeile din domeniul cercetării și științei și un subiect care este de importanță majoră este afirmarea femeilor pe domeniul economic. Deci abilitarea economică a femeilor o considerăm ca o acțiune foarte importantă atunci când un stat își dorește să crească bunăstarea societății. Astăzi, împreună cu experții din domeniu, am discutat care este situația în Republica Moldova pe domeniul antreprenoriatului feminin, care sunt sursele disponibile de resurse financiare ce pot fi accesate pentru crearea unei afaceri de către femei sau extinderea afacerii, care sunt provocările pe această dimensiune și am constatat că, de fapt, sunt câteva domenii de politici în care trebuie schimbate abordările. Nu are servicii accesibile de creșe, de grădiniță, școală bună în apropiere, ea se va gândi mult să rămână cu afacerea în mediul rural sau într-un orășel mic sau să-și schimbe locul de trai și să caute alte opțiuni, fiindcă prioritatea va fi pentru familie să investească în copiii lor, în sănătatea, în educația lor. Atât timp cât femeile nu au servicii medicale de calitate în apropiere, la fel se va gândi. Mai rămâne un subiect lansarea afacerii în acea regiune sau nu. Sunt niște recomandări care le vom lua în calcul pentru a elabora noi politici ce ține de obiectivul nostru ca țară este creșterea economică în acest an, iar femeile trebuie să fie parte a acestui proces. Studiul este despre antreprenoriatul feminin din perspectiva accesului la finanțare. Am analizat în baza datelor existente, în mare parte din sondaje relevante de la Biroul Național de Statistică, care este situația de fapt cu accesul la finanțare în Republica Moldova din perspectiva de gen, care sunt principalele probleme, cum statul ajută și prin ce alte politici putem îmbunătăți abilitarea economică a femeilor și implicit creșterea șanselor de a accesa finanțări. Să ne axăm eforturile nu doar pe abilitarea economică din punct de vedere a dezvoltării afacerilor. Încă deseori noi ajutăm doamnele să lanseze în afaceri, dar dacă nu asigurăm și toată infrastructura necesară și toate măsurile de reglementare a mini-creșilor, onelor și așa mai departe, atunci noi o să ne trezim, fiindcă una din problemele cu care noi ne ciocnim în evaluarea programului care a fost până în anul 2022, programul Femeie în Afacere, este faptul că femeile se lansează în afacere, odată cu nașterea unui copil, de fapt, ele sunt scoase din acest circuit economic pe o perioadă de 3 ani și ulterior este mult mai greu revenirea lor în acest circuit economic. Concluzia este că, în general, există disparități în ceea ce privește accesul la finanțare între afacerile conduse de femei și afacerile conduse de bărbați. Ele rezultă de multe ori din probleme fundamentale, cum ar fi lipsa de timp sau lipsa de încredere în sine, dar și încredere din partea celorlalți în jur, pentru că până la urmă încrederea este un element esențial în relația cu instituțiile financiare. O altă concluzie este că, în general, suportul statului pentru antreprenoriatul feminin prin intermediul organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului este unul inclusiv și non-discriminatoriu, pentru că, în general, datele arată că ponderea afacerilor
conduse de femei în total beneficiari de granturi ai ODA, raportat la ponderea în total economie a femeilor antreprenoare, este de regulă mai mare, este un element de discriminare pozitivă asigurat inclusiv prin programul Femei în Afaceri, care ar trebui să continue și pentru viitor, ci este de fapt în planul Ministerului Dezvoltării Economice pentru acest an, ca să fie continuitate cu acest program.